zice prietorul, zice că era activitate ilegală și prin dispoziție de prietor au venit să demoleze. Da, fără să ne anunțe. Să dumneavoastră aveați activitate economică aici. Da, aici era o vulcanizare. Vulcanizare și ei nu ne-au dat voie nici să luăm nici bunurile. Nu v-au avertizat, nu nimic? Ei spun că au avertizat, dar vulcanizația nu funcționează de-am o luni de zile. Să mai facem niște documente și au spus ați că... Ați încercat să o legalizați? Am încercat să legalizăm și tot ne amână. Și azi dimineață m-au sunat că vin să demoleze, fără să mă previne din timp, să-mi iau bunurile, că sunt bunurile tăte pe loc. Și acum, de față de ei, nu pot să le evacuez? Păi, azi dimineață i-am cerut voie să ne luăm aia. Fac o pauză, da? Să fac o pauză, să ne dea voie până... Cât vă trebuie ca să evacuați? Păi, măcar o săptămână de zile aici. O săptămână. Măcar, că aici sunt bunuri multe. Înțeles. Și da, nu era legalizat. Nu era legalizată afacerea. Documentele s-au terminat. Au expirat. Au expirat și noi... Au fost cândva legală. Au fost legală. Și din vina cui nu e extinsă? Valabilitatea actelor. Ne-au spus că trebuie de luat și de perfecționat ăsta, vagonul. Investit. Da, de investit și... Păi, cu asta. Ca să investești trebuie să faci. Ca să faci trebuie să lucrezi. Și dacă ați lucrat o leacă, nu veni destule venituri ca să investiți, să îmbunătățiți? Păi eu am luat cât am? Jumătate de an de când o fac și vreau ca să îmi dai documentele, afacerea trebuie să fie perfectă. Ca să fie perfectă, eu am investit. Perfect în ce sens? Să meargă bine afacerea, păi să vină mulți clienți și totuși. Să nu cadă acoperișul, să fie curată. Păi ei asta și invocă probabil, că era... periculos aici, nu? Sau de ce n-au autorizat până acum? Perfecționat ce-au vrut? Să fie apă curgătoare, să fie canalizare, ce să fie? Să... Sistem anti-incendiu și tot așa, nu? Autorizație nu-ți dă. Păi bun, dar autorizația nu-ți dă pe anumite motive, nu doar că... Că e vagon. Dar cum trebuie să fie? Construcție capitală ca garajele astea? Construcție capitală și firmă. Am înțeles. La construcție capitală trebuie alte autorizații de construcție, trebuie proprietate pe pământ, tot așa, nu? Asta. Am încercat și asta, dar am uia, ei se schimbă acolo, am dat documentele odată, s-a eliberat omul, a venit alt guvernament, iar s-a eliberat omul, s-a schimbat chiar. Nu mai înțeleg ce se face Moldova asta, cred că unica inițiativă este de a-mi plec. Nu isterie, că mai rămân câteva milioane și încă mai iau de unde. Păi în ce deamu rămâne numai? Nu ai impozite. Și ca strâng impozite de la cei plecați, te obligă să plătești poliță medicală. E dezastru în țara noastră. Că dimineața au mai venit niște cunoscuți care mai au afaceri în deal. Au fost avertizați că ghirietele tot ați fi date într-o parte. Că-s lângă drum, că cum, atâția ani au lucrat și au căpătat clienți și amuia iară trebuie să gândească în unde s-o iei. E dezastru. Deci vă numiți Denis. Da. Și ați avut afacere aici până azi. Da. Și acum lucrurile astea ce? Le ia primăria și după aceea cum? Le recuperați sau rămân la ei? Dacă ați plătim, dacă pierzi judecata... A, dar sunteți în litigiu? Vă judecați? Păi, ei nu v-au dat în judecată, ei prin dispoziția prietorului au venit și demolează. Da, da. Nu v-ați judecat până acum. Advocatul de foaie ce e care este în monitor oficial, suspendat. Avocatul dumneavoastră? Da. Ați angajat un jury și-o dat în judecat și-o cerut suspendarea acțiunii. Da. Și nu suspendată. Și judecata să fie săptămâna viitoare. A. Este 10 zile. Fără decizii
propria inițiativă. Vreau. Asta e. E dezastru. Deci săptămâna viitoare la judecătoria Ciocana. Chișinău cu sediul la Ciocana. Da. Sau unde? Cred că da. Ok. Urmărim. Omul zici că a activat o vreme legal, nu? Și după aceea nu i s-a prelungit valabilitatea actelor. Conform hotărârii comisiei, dacă nu putem respecta distanța, trebuie să îmbrăcăm mască. Da, eu pot să păstrez distanța, da, că am aparat. Uitați-vă, dumnealui, nu dumnealui, bine, avocatul la dispoziția noastră de demolare și evacuare, contestat. A depus cerere prealabilă la pretura Ciocana pentru a stopa și anula actul administrativ. Și-a prezentat două scheme de amplasare pentru activitate de vulcanizare pe strada Nicolae Emilescu Pătaru 12 bară 1. Tot strada asta, dar mai departe. Vreo 500-600 de metri mai departe, da. Ele au fost eliberate în 2012 și au expirat în 2014. Astea au fost unicele documente confirmative a lor, dar ele nu s-atribuie la Nicolae Emilescu Spătaru 18. Atâta e. Da, noi suntem aici pe Spătaru 18. Noi am, examinând cererea prealabilă, am făcut o solicitare către ei să ne prezinte alte acte confirmative de proprietate pe vagon sau de activitate legală aici. Și le-am oferit termen 2 zile lucrătoare. Noi am trimis vineri solicitarea și le-am oferit termen până miercuri chiar. Ei nu au prezentat nimic, ei s-au adresat în judecată, bine, ne-au notificat că s-au adresat în judecată, dar conform procedurii legale, noi după ce emitem refuzul privind anularea actului sau suspendarea actului administrativ, noi avem dreptul să-l executăm așa cum prevede legea. Și ieri a fost expediat refuzul cu data de ieri și astăzi deja am proces la executarea prezentei dispoziții. Deci spun că au fost luați prin surprindere, că le-ar fi ajuns o săptămână ca să evacueze totul. De dar când știu despre problema ei? Nu spune cât le-ar fi ajuns, problema aha, se pune că ei nu au adus acte doveditoare, că sunt proprietarii bunurilor date. Deci nu se pot constitui ca parte. Da, nu se pot constitui. Bunurile să le ia primăria și o vreme dacă nu le revende. Noi așteptăm să apară proprietarul cu acte confirmative ca să restitui cheltuielile de demontare și să-și revendice bunul. Dacă nu le prezintă, deja bunurile pot fi supuse licitații. Deci acum a evacuat totul ce-i până la zidul garajului, da? Inclusiv vagonul, acoperișul, cauciucurile. Conform dispoziției preturii, întreprinderea municipală Serviciul Locativ Ciocana va aduce la stare inițială terenul pe care a fost demontată și evacuată construcția metalică. N-am înțeles, dar oricum.